Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjană. Suntem împreună cu domnul profesor Mihai Strate, directorul Liceului Tehnologii din Cicleni, căruia îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și bună seara, vă spun și eu și telespectatorul dumneavoastră. Ne bucurăm că ați revenit în studio pentru că la Țicleni se întâmplă lucruri extrem de frumoase, extrem de interesante și e bine să le împărtășim și telespectatorilor. E un, ex un exemplu de bună practică, am putea spune. Și aș vrea să începem însă pentru cei care, să spunem, știu mai puține despre liceul din Țicleni. Haideți să facem o trecere așa în revistă, câteva repere din trecutul acestui liceu care, iată, de la an la an, chiar dacă, să spunem așa, industria din zonă, lucrurile să spun, au luat-o în jos, liceul s-a menținut, ba din contră, am putea spune că are uh, o pondere, uh, din punct de vedere educativ, mai mare decât avea chiar în trecut. Da, așa cum remarcați și dumneavoastră, deși industria extractivă a petrolului din zonă este, este în descreștere în ultima perioadă. Ne confruntăm zilele acestea chiar cu o perioadă de tranziție, de preluare a unui nou agent economic a zăcămintelor de petrol din zonă. Liceul nostru, înființat tocmai ca urmare a apariției industriei extractive a petrolului și gazelor naturale din zona noastră, până în 1973, aproape 45 de ani de, de la înființare și până în prezent, am școlarizat elevi la început, în special în domeniul tehnologic, în domeniul tehnic al industriei extractive de petrol și gaze naturale. Iar odată cu scăderea ponderii acestei industrii în, în zonă, ne-am reprofilat și noi, așa cum, așa cum este cazul. Și astăzi venim în întâmpinarea noii generații de elevi cu. O ofertă educațională, zic eu, dintre cele mai diversificate din județul nostru, școlarizând elevii în toate cele trei filiere: tehnologice, tehnologică, teoretică și vocațională. Să spunem că sunteți și obligați să faceți acest, acest lucru pentru copiii din zona, din zona dumneavoastră, având în vedere că majoritatea dintre ei nu ar avea posibilități, sau în orice caz ar fi destul de greu, costisitor, da. să meargă la zeci de kilometri mai departe să găsească un liceu. Da, am observat în anii precedenți faptul că o parte din elevii din localitatea noastră, dar și cei din localitățile limitrofe, migrau către municipiul Târgu unde oferta educațională era mult mai bogată și mult mai diversificată. De exemplu, noi nu aveam profil uman, nu aveam clase de filologie și începând cu anul trecut am reușit să obținem autorizația de la RACIP astfel încât deja prima generație este acum în clasa nouă și este unul din profilurile cele mai atractive pe care le avem și în oferta educațională de, la, de anul viitor. Pe lângă profilul de filologie am autorizat din nou o specializare nouă și care cred că este foarte atractivă pentru, pentru tinerii din Țiclen și din zonele învecinate și anume profilul sportiv, având în vedere baza materială în care s-a investit foarte mult în ultima vreme și facilitățile pe care le putem oferi de desfășurarea orelor de sport, dar și condiții de cazare și transport a elevilor. Am înțeles. Acum, dacă este să vorbim, ați vorbit de fapt de noi de profile, dar dacă este să vorbim la prezent de liceu tehnologii cicleni, ce înseamnă el? număr de elevi, număr de cadre didactice, bază materială? Numărul de elevi, așa cum se întâmplă, cred, în marea majoritate, cu câteva mici excepții a tuturor școlilor din învățământul românesc, este în continuu regres în ultimii ani, factorul principal fiind scăderea natalității. Acest lucru necesită o analiză mai complexă, de exemplu, în zonele rurale sau mă rog, urbane, dar în orașele mici și mijlocii, tinerii nu-și mai găsesc un loc de muncă, preferă să plece în străinătate, și astfel nu-și mai întemeiază o familie pe raza localității, implicit nu mai scade natalitatea orașului și nu mai avem elevă. Vă dau niște cifre care zic eu sunt alarmante cel puțin pentru localitatea noastră, dar sunt convins că astfel, așa stau lucrurile și în, alte, în alte părți. Anul acesta finalizează clasa 8 la un număr de 66 de elevi în trei clase ale școlii gimnaziale țicleni și în clasa 1 s-au înregistrat doar 24 de elevi. Deci vă dați seama, este o diferență destul de mare de la o clasă la 3 în numai 8 ani de zile ceea ce pe noi ne motivează și ne, ne face să, să, încercăm să fim cât mai atractivi în, în zonă, să atragem elevii din, așa cum vă spuneam, din zonele limitrofe, ceea ce se și întâmplă. Dacă în prezent avem 383 de, de elevi, atât la liceu zi, cât și liceu seral și școală pozicială și de maestri. Vă spun că din cei aproape 250 de elevi care sunt la liceu zi și școală profesională, jumătate din, din numărul de elevi provin din alte localități decât Cicleniu. Deci atât venim ca un, ca un, pol de atracție pe, pe piața învățământului din, din, zonă. Vin elevii în special atrași de, de condițiile pe care le oferim, condiții materiale dintre cele mai bune, zic eu, la ora actuală din județ. S-a investit foarte mult în, în învățământul din cicleni, în, s-a investit în localitate, dar în special în, în învățământ, în liceu și în școala gimnazială, în ultimii patru ani de zile. În special, domnul primar a fost alături de noi cu absolut orice orice doleanță am avut-o și lucrurile zic că stau bine, sunt, au intrat pe un făgaj normal. Atât elevii cât și părinții observă schimbarea în bine a învățământului din, din Țicleni și preferă din ce în ce mai puțin să-și trimită copiii să studieze la alte licee, în special în municipiul Târgu Jiu, unde migrația este foarte mică. Anul trecut doar un număr de șase sau șapte elevi au, au plecat din Țicleni. La faptul că reușiți să țineți copiii acolo, să-i la nivelul localității, este mare lucru, mai ales în actualele condiții socioeconomice, ca să spunem așa. Pe de altă parte, sunteți un liceu care v-ați configurat un profil și media destul de, destul de interesant în ultimii ani. Asta și datorită a ce ați făcut. Deci ați avut evenimente, ați avut rezultate ați avut proiecte europene care v-au conturat, ca să spunem așa, o imagine destul de, interesante pentru, de interesantă pentru ce înseamnă învățământul din, din țicleni. Tocmai de acest, de acest, din acest motiv aș vrea să vorbim puțin despre proiectele europene pe care le derulați la nivelul liceului din țicleni și poate ne spuneți ca o introducere la acest subiect, care este secretul de puteți să faceți aceste proiecte, să le accesați, pentru că nu foarte multe licee din Gorj pot să mândească cu numărul de proiecte pe care le-ați implementat sau sunteți în curs de implementare la acest moment. Da, într-adevăr, am încercat să, să căutăm deschidere și către dimensiunea europeană a educației. Încă din anul 2012, de când m-am ocupat de managementul acestei unități de învățământ, am reușit, chiar și spre surprinderea mea pot spune, să accesăm un număr foarte mare de proiecte. Am derulat în ultimii patru ani de zile numai puțin de 11 proiecte europene. Știu lucrul acesta fiindcă zilele trecute am depus și dosarul de candidatură pentru titlul de școală europeană unde sperăm noi să, să obținem un punctaj cât mai mare care să ne, să ne califice pentru acordarea acestui titlu. E un titlu care sper eu să certifice faptul că în, în Țicleni se întâmplă, se întâmplă foarte multe lucruri, așa cum vă spuneam, de nivel european. Sunt proiecte care sunt scrise cu greutate, marea majoritate, dintre ele, marea majoritate la marea majoritate am participat și eu și secretul e unul singur. Vă dau un exemplu anul trecut, când am depus pe noul program Erasmus Plus. Am, aplicat, am depus un număr de 9 aplicații și am câștigat una singură. Deci secretul cred că vine tocmai prin muncă și prin perseverență. perseverență. Nu câștigăm în fiecare an. Anul trecut, de exemplu, nu am avut niciun proiect nou, dar avem în derulare Inclusiv zilele acestea urmează să se finalizeze un parteneriat strategic cu ultima mobilitate în, în Grecia. Să știți că este un punct în ceea ce privește atractivitatea unei instituții de învățământ, deschiderea față de, de învățământul din Uniunea Europeană și aceste schimburi de experiență practic, pe care le facem atât cu elevii cât și cu profesorii, în special cu elevii, pot să spun asupra elevilor, impactul unui astfel de schimb de experiență într-o unitate de învățământ din Uniunea Europeană Este mult mai mare decât în cazul persoanelor adulte Capătă noi cunoștințe, capătă noi abilități, în special cei care merg pe învățământul tehnic, I am trimis la stagii de practică în, în străinătate vin cu, cu o cultură, au contact cu o cultură nouă, vin cu noi orizonturi, sunt mult mai deschiși și realizează în același timp și uh, faptul că învățământul din România este și se situează încă la nivel fruntaș și în uh, comparație cu, cu învățământul din Uniunea Europeană. Deci uh, avem copii foarte valoroși, avem uh, și încercăm mereu să, să stimulăm elitele din, din unitatea noastră de învățământ. Încercăm să-i trimitem la specializări sau în schimburi de experiență în străinătate, încercăm să-i angrenăm în tot felul de, de activități pe care le, le, le finanțăm din, din surse extra bugetare, din sponsorizări. Avem, de exemplu, săptămâna aceasta participăm la, la faza națională a concursului Made for Europe, unde, din nou, sper din tot sufletul să, să ne întoarcem cu, cu un loc fruntaș. Am realizat în cadrul unui proiect uh, un site, un, uh, de fapt este o platformă mai mult, o platformă e-learning unde sunt prezentate și elevii, atât elevii cât și profesorii, și părinții pot să învețe despre uh, utilizarea conștientă și corectă a internetului. Internetul are o putere foarte mare de penetrare în societatea noastră în ziua de astăzi, și acest proiect, tocmai de aceea, cred că s-a dovedit de un real succes. Fiindcă a putut să conștientizeze cel puțin elevii din comunitatea noastră și a celorlalte 8 țări partenere despre modul în care de multe ori, și fără să conștientizăm, folosim internetul în mod eronat. Da, apropo de aceste, din această experiență a proiectelor, faptul că profesorii, că elevii de la dumneavoastră vin în contact cu cei din afară, este mare lucru și e clar, totdeauna e un element de, de progres. În același timp, e și unul de, de autodepășire. În momentul da. când vezi ceva bun la, e clar că din experiența aia se câștigă. De fapt, asta este, este, acesta este și scopul unul din scopurile principale ale proiectelor europene. Faptul că aveți însă 11 proiecte în ultima da. perioadă înseamnă, dacă ați spus un număr de copii are de aproximativ 400, deci înseam, cam cât Cam 70 de, de elevi au participat în astfel de schimburi de deci experiență. Deci ne apropiem de 25%, un procent da. foarte mare. Nu știu dacă poate nu știu dacă există unul din licee sau în orice caz unul două Sunt. licee la nivel de gorș care se poată, să spună că 25% dintre copii mm. i-au implicat în asemenea în asemenea proiecte. Deci e mare lucru. Deci pentru cei din Țicleni, pentru elevii de acolo, iată un avant, un avantaj în plus faptul că pot să, să acceseze fonduri, să meargă pe aceste proiecte europene. Nu numai că participă pe timpul pe perioada liceului, dar noi încercăm prin, printr-o asociație care am constituit-o la, la nivelul școlii, încercăm să îndrumăm și după absolvirea liceului, vedeți, o problemă foarte importantă este inserția profesională, în special a celor ce urmează filiera tehnologică, adică reușesc să finalizeze liceul cu o meserie, obțin un certificat de competență, după care se pierd, ori urmează cu totul alt domeniu ocupațional, ori pleacă în străinătate în căutarea unui loc de muncă, deoarece, așa cum știți, se găsesc din ce în ce mai greu astfel de locuri de muncă în, în orașele mici. Și noi de aceea încercăm să-i să consiliem, să-i ajutăm, să-i sfătuim în atragerea de finanțări europene pentru tineri, pentru a putea dezvolta. Așa și economia localității noastre, și pentru a se putea stabili în, în Țiclen și pentru a putea continua. Exemple de bună practică avem la nivelul localității noastre. Sunt destul de mulți tineri care au reușit să, să atragă finanțări europene nerambursabile pentru a desfășura mici activități de antreprenoriat. Cred că uh, succesul, să spunem așa, ce s-a făcut. Uh spuneați de baza materială foarte bună, e unul din secretele succesului, este cu siguranță colaborarea cu administrația locală, primar, primărie, Consiliul local. Cum se întâmplă aceste lucruri la nivelul, la nivelul țicleniului? Există această colaborare și vă întreb acest lucru și datorită faptului că sunt localități în Gorj din nefericire și mai vorbesc în țară, unde colaborarea este destul de rigidă sau nu există. A fost și cazul nostru până acum câțiva ani de zile, dar ce pot să vă spun de când sunt directorul Liceului Tehnologic Țicleni, am avut o colaborare, zic eu, extrem de fructuoasă, și a, căror, a cărui roade, a roade se văd astfel, astăzi. S-a investit enorm în învățământul din localitate, așa cum vă spuneam. Domnul primar a fost mereu receptiv la, la, ceea ce, la solicitările noastre, și exact cum spunea și din schimburile de experiență la care am luat parte. Vă dau un exemplu numai cu baza sportivă. La un liceu privat din Turcia am, am văzut o astfel de bază sportivă și chiar am imaginile de acolo. Pot să vă spun că proiectul este un copy-paste la, la o scară mult mai mare, în sensul că acolo era doar un singur teren. Noi am reușit să realizăm două terenuri sportive, cu tribune, cu nocturnă, cu tot ceea ce trebuie pentru derularea activităților sportive. Și exemplele pot continua. S-a investit foarte mult în ultimii patru ani de zile în ceea ce privește infrastructura și reabilitarea unităților de învățământ din Țiclen. Nu numai liceul, dar și, șco și școala gimnazială au fost învelopate din punct de vedere termic, s-au -au executat lucrări ample de, de reabilitare, s-au modernizat sălile de curs, au fost schimbate, de exemplu, la noi în școală absolut tot mobilierul școlar în anul 2014 a fost înlocuit, s-a realizat un anfiteatru, iarăși, care eu zic că e unul dintre cele mai frumoase și cochete din, din învățământul gorjan. Ne ajută foarte mult acest amfiteatru. Aproape zilnic derulăm diverse activități, și uh, era nevoie, era necesar, mai ales atunci când primeam un safir, cum s-a întâmplat și asta am avut aproape 55 de invitați din, uh, din 8 țări din Uniunea Europeană, și activitățile pe perioada un, a 5 zile s-au desfășurat în, în școala noastră, ne mai fi nevoit să ne căutăm uh, în alt spațiu. Avem un sistem. Uh, Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu, cu violența în școală, am implementat un sistem de securitate încă de acum patru ani de zile, atât în interiorul liceului Țiglen, cât și în exterior, ceea ce înseamnă curtea, curtea liceului, dar și zona centrală liceului, aflându-se în centru localității noastre. Și pot să vă spun că a scăzut simțitor un procent, să zic, de... 10% se mai registrează acum numărul de, de acte de violență sau de, nu știu, se mai întâmplau furturi sau alte acte de vandalism. Faptul că sunt supravegheați în permanență le dă și o siguranță în plus elevilor noștri și atât lor cât și părinților. Știu că pot să-și trimită copiii la liceul din Țiclen într-un climat de siguranță, unde cu siguranță nu se întâmplă nici alte alte aspecte mai negative din viața socială a tinerilor, fiind un orășel liniștit, nu avem probleme cu trafic de persoane sau de consum de droguri sau alte, alte astfel de cazuri destul de des întâlnite în viața tinerilor. Pe lângă pe lângă aceasta am realizat un număr de trei laboratoare ca să zic așa multifuncționale Venind în întâmpinarea profilurilor pe care le, le școlarizăm, un laborator fonetic pentru limbi străine și lingvistic, avem un laborator de electronică și automatizări și un laborator de informatică pentru profilul tehnician, operator tehnică de calcul. Sunt multe investiții, cred că le-am pierdut și șirul la un moment dat. Practic, în ultimii patru ani de zile pot să vă spun. Pentru că am fost acolo acești patru ani de zile, nu s-a stat absolut deloc. În permanență am fost în căutare de, de, de noi proiecte, în permanență am fost în, în, în căutare de a, de a progresa. Și acum avem două proiecte depuse la, la CNI și la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice. Sperăm noi să, să obținem finanțarea pentru. Reabilitarea campusului școlar. Am reușit deja să reabilităm o parte din atelierele școală. Am uh, modernizat 100% două ateliere din cele patru pe care le deținem, și sperăm uh, ca în această vară să, să putem să demarăm lucrările de reabilitare a fostului cămin de fete, urmând să, să amenajăm acolo. Uh, un, un campus ce va servi atât cazării elevilor din localități mai îndepărtate, cât și desfășurării activității sportive a profilului nou pe care îl înființăm de instructor sportiv. Da, de faptul că puteți oferi pentru copiii care sunt stau mai departe de școala noastră, dar puteți să le, să le oferiți cazare masă, înseamnă foarte mult în acest și mai ales pentru sportiv dacă da. tot, tot vreți să faceți și sport de performanță. Că chiar dacă vorbiți de acest profil ca un profil didactic, cred că gândurile mai departe, mai ales la dotările de care spuneți că, că sunt acolo. Este adevărat. Profilul este de sportiv integrat și va va avea un număr de 15 locuri pentru băieți profilul uh, han, fotbal și 15 locuri pentru fete handball. Uh, am venit în întâmpinarea în special a echipei Petrolul Țicleni. Uh, așa cum vă spuneam, există o perioadă de tranziție a operatorului economic din zonă. Uh, echipa de fotbal a localității nu prea este atât de sprijinită așa cum ar trebui să fie. Și de aceea sperăm ca tinerele Speranțe și Țiclenul mereu a avut, a avut sportiv de performanță în, în, special în fotbal. Sperăm să reușim să îi menținem la nivelul localității noastre, să nu mai plece către alte centre sportive și să formăm într-adevăr o, echipă de fotbal care să, să, se bată în campionatul școlar sportiv, să, să reușească să obțină premii pentru că până la urmă contribuie la ridicarea prestigiului școlii noastre. Mi-ați amintit acum de concursul, pot să vă spun că ne mândrim și suntem evidențiați cu, în special în ultima vreme, cu orice ocazie de către ISU Gorj, pentru că obținem aproape în fiecare an locuri fruntașe pe țară, locul 1, locul 2, am câștigat de mai multe ori Etapa națională a concursului cu viața Lația mea, mea, mea Părpatria. Da. Acum să sperăm că și anul viitor vom obține aceste rezultate. Bine, anul viitor, adică anul acesta. Anul acesta. Ruz, da. da în ediția de anul acesta, în primul rând, <laughs> și bineînțeles, și următoarele, că v-ați cam obișnuit la aceste, da. la aceste premii. Uh, o să continuăm discuția noastră despre, despre învățământul din țicleni. Aș vrea să, având în vedere că suntem în zilele acestea, sunt mari dezbateri pe, să spunem, niște schimbări care se prefigurează în învățământul românesc, aș vrea să vă văd părerea și cât vă afectează la nivelul țiclenului, în bine sau în rău, bineînțeles. Nou plan cadru, care trebuie să se aplice, nou plan la gimnaziu, care trebuie să se aplice din 2017-2018, având în vedere că Chiar dacă, să spunem, aveți doar învățământ liceal și profesional, da. sunteți beneficiarii învățământului gimnazial. Contează foarte mult ce fac ei în gimnaziu ca să vină la, la liceu și bănuiesc că într-o perioadă, sau deja sunteți la un fel, va fi o integrare a învățământului la nivel de, de țicleni. Cu siguranță, în viitorii ani... E... Se va realiza această fuziune la nivelul celor două structuri de învățământ din Zicleni. Asta nu neapărat, ca să zic așa, din, din dorința noastră, ci implicit scăderea numărului de elevi, scăderea natalității, așa cum spuneam, ne va obliga să ne uh, comasăm într-o singură unitate. Uh, până atunci, sincer, nu sunt chiar așa de la curent cu, cu planurile cadru din învățământul gimnazial, neavând în cadrul structurii noastre și astfel de de nu, clase. Dar am, da. da, am, da. Am, o să punctez eu câteva și, și datorită faptului că unele vin cumva în completarea ce se făcea la adică să zicem în premieră cu ce se face la liceu. Poate primul punct câștigat se referă la informatică care devine disciplina de sine stătătoare. Asta știam, <laughs> <având> <laughs> <în> vedere <laughs> că, în că specialitatea, sunt da. Și în specialitatea informatică este un lucru bun pentru copii, fiindcă noi, deja înainte de schimbarea acestor planuri cadru, am venit în întâmpinarea elevilor prin, prin faptul că străim într-o eră informațională a cărui, a cărui schimbare este iminentă și a cărui progres este foarte, foarte rapid. Deja am trecut la implementarea unui sistem audio-video aproape în fiecare sală de clasă. Sperăm ca în vară să finalizăm toate salele de clasă să fie dotate cu acele table interactive și cu uh, videoproiector și sistem audio. Uh, informația nu mai prea poate fi transmisă elevilor doar cu, cu creta pe tablă. Deja ei ia contact din cele mai frage de. Uh, uh, din cei mai frage ani cu noile tehnologii. Uh, și la copiii noștri putem observa că se nasc practic cu smartphone-uri cu tableta în mână, cu laptopul și este normal să venim și noi pe același nivel să ne situăm profesorii și învățământul în general pentru a deveni atractivi. Am observat că elevii sunt mult mai atrași de orele pe care le desfășurăm în laboratorul de informatică, indiferent de, de natura lor, sunt mult mai atrași atunci când facem ore în cabinetele multimedia și uh, informația o primește și altfel decât în mod direct de la, de la profesor. Sunt mult mai, mai atrași de faptul că sunt puși în situația de a descoperi singuri informația căutând pe internet, și este, o, cum să spun, este o, până la urmă o tendință care ușurează atât munca elevului de a, de a recepționa informația, dar până la urmă și munca profesorului care printr-o documentare aprofundată poate să redea elevilor informații mult, mult mai complexe decât, așa cum vă spuneam, cum eram obișnuiți la tablă cu Creta. O altă schimbare mare se referă la introducerea sau modificarea fostei disciplină cultură civică de la clasele a 7 a 8 cu o educație uh, socială, se numește disciplina, dar care are diverse valențe. În clasa 8 -a se face educație financiară, uh, morală, uh, economică, antreprenorial. Sunt foarte multe băgate într-un, uh, să zicem așa, într-un uh, singur tot. Dar de la 5 -a la 8 -a, Cum era nevoie de o asemenea ca copiii să devină cetățeni o ceva de acest gen, să fie o disciplină care să-i Familiarizeze, să spunem așa, cu elementele de, de cetățenie, de, de comportament până la urmă în societate? Da, consider că era imperios necesară această introducere a, a cult, acestei educații sociale a elevilor, având în vedere contextul a multora dintre ei, Vedeți noastră, părinții plecați în străinătate, la școală profesorii sunt preocupați mai mult de activitatea didactică și a specialității fiecăruia dintre noi. De aceea consider că este oportună studierea acestor, acestor, acte, acestor activități sociale în cadrul orelor de, din, din planul cadru la gimnaziu. Așa cum și noi la liceu, de exemplu, avem acel curriculum în dezvoltare locală, cât și curriculum la decizia școlii și pe care pot să vă spun că în ultima perioadă chiar îl facem la solicitările elevilor și părinților, în sensul că nu mai încercăm doar să completăm normele didactice ale profesorilor, ci încercăm să venim în întâmpinarea lor. Spre exemplu, cei de la profilul de informatică solicită noi Discipline opționale din cadrul uh, informaticii. Știu pentru că am și eu un astfel de CDS și îl predau la clasa 12 -a în baze de date. La fel, cei de la uh, UMAN solicită studierea operelor din literatura universală și avem un astfel de, de curs începând de anul trecut. Deci, eu consider că uh, educația ține mult mai mult decât de transmiterea unor cunoștințe structurate pe arii curriculare și pe obiecte de învățământ. Uh, Educația, educarea unui elev constă atât în cei șapte ani de acasă, pe care tot școala trebuie să-i să să pună în valoare și să-i șlefuiască, dar și în a ajuta un tânăr să devină om. Practic la finalul ciclului de învățământ de 13 ani, că sunt acum cu, cu anul pregătitor, un tânăr aflat în, la majorat trebuie să reușească să se integreze în societate Având la bază fundamentul, deci cunoștințele pe care le acumulează, dar și valențe sociale, atât financiare, cum spuneați, cât și de morală sau de, de alte abilități și competențe pe care trebuie să le stăpânească. Înainte de a trece la un alt subiect, referitor la planul cadru, se... au apărut și foarte multe critici, chiar al unor specialiști. Cea mai mare problemă invocată s-a referit la faptul că, crește puțin numărul de ore, deci de unde se aștepta o reducere la numărului de ore, crește numărul de ore, se ajunge la... Deci, teoretic, la clasa 8-a pot să crească cu, chiar cu 3 ore față de... Deci, da. chiar cu 4 ore. De fapt, ar putea avea 7 ore, să zicem, 4 zile din 5. Pe de altă parte, ministerul spune, noile programe vor fi construite în așa fel încât 75% din timp profesorul să poată Preda și evalua, iar 25% din timp să-l aibă pe activități remediale, acolo unde da. sunt probleme. Cum vedeți această situație? În ceea ce privește activitățile remediale, consider că, din nou, este foarte, este foarte oportună introducerea în, în programul de învățământ, la fel cum consider că este. În mod normal ar trebui, și am văzut că minister, Ministrul Învățământului, Ministrul Educației are în, în vizorul un astfel de proiect de lege, de împărțire a programului elevilor în două părți, așa cum se întâmplă în marea majoritate a sistemelor educaționale din Uniunea europeană, și anume să aibă acea pauză de masă și implicit să, să poată beneficia, așa cum acum știu că beneficiază la gimnaziu de programul acela cu corn știu, și laptele de, sau cu se tot -că, că va fi schimbat, da. da? Eu zic că uh, ar fi extrem de oportună introducerea acestui program de after school, practic elevul să poată să servească masa în incinta școlii după orele de curs ore de curs considerate mai importante, așa se fac peste tot în lume, dimineața între ora 9 și 12, cam 3 ore, după ce se servește masa urmează acele activități remediale. Practic, elevii stau împreună cu profesorii, așa cum avem și noi activitățile de after school la, la școlile primare și uh, își realizează temele pentru acasă, fac activități remediale, fac și activități extracurriculare, pentru că e foarte importantă și latura aceasta extracurriculară. Nu trebuie să, practic, să omorâm efectiv dezvoltarea unui copil, în special din primii ani de școală, numai cu obiecte de învățământ. El trebuie să, să, să fie, să aibă o dezvoltare armonioasă și să poată să aibă orarul împărțit în așa fel, pe parcursul a celor 5 zile pe săptămână și a 6-7 ore pe zi, pentru a nu-i nu afecta din punct de vedere uh, psihologic și motric dezvoltarea. Da. Uh... Bine, ar fi multe de discutat și da. pe planul cadru, mai ales neamă. Sunt și susținători, sunt și adversari, indiferent ce variantă ar fi adoptat Ministerul cu Siguranță, erau și contestatari, da. că așa e la noi în România. Pe ansamblu, însă trebuie să remarcăm faptul că lucrurile se mișcă și vă mai întreb un lucru. De câteva zile s-a adoptat un nou regulament al excursiilor și taberelor. De ce vă întreb? Că aveți o mare experiență, da. având în vedere și deplasările din străinătate și cele în țară, că faceți multe acțiuni de acest gen, s-au simplificat, simplificat puțin lucrurile, adică era obligația aceea cu o lună de zile înainte da. care dădea peste cap foarte multe lucruri sau. Pentru o deplas da, deplasare în localitate, Făceai aceleași acte ca pentru o deplasare în străinătate. Da, deci, da, da. efectiv, era noaptea minții pe undeva. Nu, vă spun că faci mai puține acte pentru o deplasare în străinătate decât pentru una în și, cu siguranță, mai mult decât pentru una în localitate. Într-adevăr, era nevoie de o astfel de reglementare, întrucât, așa cum spuneam, trebuie pus accent și pe activitățile extracurriculare, pe excursii, pe vizite de lucru, vizite de studiu. Uh, și trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă se realizau din ce în ce mai puțin mai puține astfel de activități Tocmai din, uh, din, a din cauza uh. birocrației și a hârtilor pe care un profesor însoțitor trebuia să le, uh, să le întocmească Pentru a putea realiza o astfel de excursie uh, Personal mă bucur că s-a reglementat această situație În special uh, acum când sunt activitățile din școală altfel elevii pot să viziteze obiective nu neapărat din uh, aflate la, la depărtare, cât în special obiectivele din localitatea noastră, din municipiul Târgu Jiu, de pe raza județului Gorj, și să pot deplasa uh, fără atât de, fără a un dosar atât de stufos pentru fiecare astfel de activitate. Și eu zic că aceste activități trebuie făcute cât mai des și la nivelul unității noastre am uh, Chiar am insistat la Comisia Diriginților ca fiecare diriginte să aibă cel puțin o astfel de activitate pe semestru cu, cu clasa respectivă, pentru că sunt la fel ca într-o firmă când se fac acele acțiuni de team building. Am observat că au un impact major asupra dezvoltării elevilor. Faptul că pleacă și vizitează, eu știu, câteva orașe din țară sau vizitează anumite atracții turistice sau obiective turistice și petrec două-trei zile în, în, în grup, petrec, practic socializează altfel decât în orele de, de curs. Da, e important acest lucru și interesantă ideea ca fiecare diriginte să aibă măcar da. o asemenea acțiune pe semestru, ce bine ar fi să fie peste pe tot așa, pentru că asta atrage pe lângă, cum spuneați, informatică da. și alte discipline, pe lângă și această socializare atrage extrem extrem de mult. Aș vrea să ne întoarcem pentru timpul de rămas din emisiune la experiența de la ciclen, să împărtășim din ea și altor altor colegii, altor elevi, în orice caz, cum spuneam situația liceului Țicleni este, este, cel puțin interesantă și evoluția este foarte, foarte reușită în ultimii ani. Pornim, cum spuneați, de la bază materială la, la rezultate și, bineînțeles, la ce facem în anii următori. Aș vrea să revenim acum, tot ne apropiem Încet, încet, de sfârșitul acestui an școlar, da. de începutul anului viitor. Haideți să vorbim puțin de oferta școlară. Deci, cum îi țineți pe elevii din cicleni, ce, ce găsesc ei la liceu, dacă vor să rămână la cicleni, ce găsesc ei în oferta școlară pentru anul școlar următor? Așa cum vă spuneam, oferta e diversificată pe toate cele trei filiere de învățământ din sistemul educațional românesc, dar în același timp este și adresată către mai multe categorii de, mai multe categorii sociale, pot să spun și mai multe uh, generații, mai multe uh, segmente de vârstă. Astfel avem uh, pentru absolvenții claselor a 8 -a, uh, atât învățământ în liceal, uh, de la anul avem nu numai învățământ în liceal zi, deci nu mai școlarizăm la învățământul seral, pentru că uh, nu prea mai aveam pe cine, practic am avut uh, o tradiție în învățământul seral. Mulți elevi de la școala absolvența ai școlilor profesionale de-a lungul 40 de ani din liceul nostru și-au reorientat apoi și au reorientat apoi cariera pentru învățământul liceal și urmau liceul cursuri seral în cadrul unității noastre. Așadar, la anul avem învățământ liceal zi și învățământ profesional pentru clasele 8 a Uh, pentru a noua, viitoarele a noua. pentru absolvenții claselor 8, <laughs> da, da. mă scuzați. Uh, la, la clasa 9, învățământ în liceal, venim cu cele trei filiere, așa cum spuneam, teoretică, de unde am selectat profilul uman, specializarea filologie. Azi avem un număr de 30 de locuri pentru absolvenții uh, din localitate și nu numai. Uh, este un profil extrem de atractiv, am spus, uh, am observat tendința elevilor din ultimii ani de zile de a se, cum să zic, de a se uh, reprofila în vederea obținerii uh, diplomei de bacalaureat și de a nu susține proba de matematică, cea care este considerată cea mai dificilă probă din cele trei, se reorientează către astfel de profiluri din filiera teoretică unde nu se susține proba la, la matematică, la bacalaureat. Ei optează pentru marea majoritate, am spus, pentru a evita și pentru a-și asigura oarecum succesul uh, finalității ciclului liceal și anume obținerea diplomei de bacalaurat, fiindcă până la urmă asta este finalitatea uh, a ceea ce oferim noi uh, ca și învățăm în liceal. Uh, un alt profil extrem de atractiv pe care l-am introdus în planul de școlarizare, cred că de vreo 6-7 ani de zile, în domeniul electronică și automatizări, avem pe filiera tehnologică profilul operator-tehnică de calcul. Este un profil la modă, ca să zic așa, este extrem de atractiv atât pentru băieți cât și pentru fete, fiindcă își găsesc foarte ușor, un, își găsesc foarte ușor de muncă după absolvirea liceului în acest domeniu al automatizărilor. Absolut tot. În ziua de azi, știm cu toții că. De la magazin necesit... și până la. până și feme... Bine, era o glumă da. cu asta, dar și femeile servici aveau sport de calculator pe la primărie sau în altă parte. Da. Deci, trebuia să știe calculator și, și ele cu acest prilej. Deci, cu siguranță, e oportun este o Este o clasă pe care în fiecare an cum să zic, o facem, adică epuizăm toate cele 30 de locuri. Este o, un profil cerut și, așa cum vă spuneam, nu suntem singurii care îl școlarizăm elevii în, acest, în această specializare, vine practic în contrabalans cu profilul de matematică informatică pe care l-am scos din planul de învățământ, văzând că nu mai este atractiv, elevii, așa cum vă spuneam, se, se repliază în fața exigenței acestui examen de bacalaureat către profiluri ce, ce nu includ atât de multă matematică. Și astfel a apărut și o, această ofertă pentru cel de al, pentru cea de-a treia clasă de a noua Pe care o propunem la învățământul liceal Și care nu știm cum va arăta, fiindcă este o premiere și pentru noi Așa cum vă spuneam, anul trecut am reușit să obținem autorizația de funcționare pe acest profil Un domeniu sportiv, e vorba de instructor sportiv Unde deja din luna mai, din câte știu eu, de pe la sfârșitul lunii mai, pe data de 19... 20 mai încep probele acelea de aptitudini. Deci, cei care doresc să, să urmeze cursurile profilului sportiv trebuie să participe și să promoveze aceste probe de aptitudini, după care pot face înscrierea după finalizarea testelor naționale. Cele trei profiluri, așa cum vă spuneam, vin în întâmpinarea solicitărilor elevilor atât din orașul nostru, cât și din, din localitățile vecine. Noi chiar am făcut un astfel de un astfel de sondaj, am aplicat niște chestionare pentru uh, orientare școlară elevilor de clasa 7 și a 8 și am observat tendința de, de, tendința lor de a merge către profilul uman respectiv profilul sportiv. De aceea am venit în întâmpinarea lor pentru a le oferi condiții dintre cele mai bune și asta este vizibil. Toată lumea care trece prin ciclenii remarcă condițiile materiale deosebite. Și sperăm să, să îndeplinim 100% acest plan de școlarizare, având în vedere că numărul absolvenților din Țicleni anul acesta de clasa 8 este aproape dublu față de anul trecut. Anul trecut au fost 40 de elevi, acum sunt aproximativ 70 de elevi care finalizează clasa 8. -a. Deci, la... cu siguranță veți mai atrage și din afara localității, cum spuneați. Tot la absolvenții de clasa 8 -a, vreau să fac referire acum. Mulți dintre ei, în ultimii ani, știți că de 2 ani de zile s-au pus bazele din nou învățământului profesional și tehnic. Noi deja școlarizăm atât în clasa 9 -a, cât și în clasa 10 a elevi la, la învățământul profesional și este din ce în ce mai atractiv pentru că uh, elevii de acolo primesc o bursă de la Guvernul României de 2, 200 de lei pe lună, uh, doar pentru simplu fapt că urmează cursurile acestei școli. De asemenea, ca și ofertă educațională pentru uh, absolvenții de liceu, venim cu școala de maestri, unde avem un profil de maestru mecanic la întreținerea exploatarea instalațiilor de petrol și gaze naturale și începând cu anul trecut am uh, înființat o școală pozicială la, pe lângă Liceul Tehnologic Țicleni, unde școlarizăm în fiecare an, avem 5 profiluri autorizate de către Aracip. Anul trecut am avut administrator rețele locale, iar pentru anul acesta ne-am propus tehnician echipamente periferice și birotică și tehnician transporturi auto interne și internațional. Este din nou în întâmpinarea absolvenților de clasa 12-a care nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat și în ultima vreme știm că sunt destul de mulți astfel de elevi, și care, pe lângă faptul că lucrează sau încearcă să-și găsească un loc de muncă, pot să se califice pe perioada a trei semestre. Cursurile școlii poziciale sunt după masa. Deci este destul de facil să urmezi o astfel de școală, complet gratuită, fără taxă, și să obțină o nouă calificare, zicem noi, tot de actualitate și cu care să poată să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit. Să înțelegem că tehnician în transporturi auto interne și calificarea le permite chiar să zicem să lucreze pe tiruri și toate da. celelalte? Da, 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 e vorba de cei care lucrează în străinătate în special. Da. păi aici e problema că la nivel european e, o, e, o, e o, foarte necesare, deci la deficitul am înțeles că e vorba da. de mii de șoferi iar românii sunt primiți să că căutați ca pâinea caldă efectiv ca să poată să lucreze. Deci veniți în întâmpinarea lor și cu, această, cu acest profil. Da, e o, e o ofertă bogată și se adresează în același timp la segmente diferente. diferite. Exact, cum vă și asta, asta înseamnă foarte mult, deci toată lumea poate să găsească în liceul din Țicleni ceva să studieze dacă vrea să, e, să fie Este E foarte important, așa cum vă spuneam, că ne adresăm tuturor absolvenților de clasa 8-a, atât acelor bine pregătiți care pot să, să urmeze profilurile de la liceu zi și uh, obținem în fiecare an rezultate la concursurile și olimpiadele școlare, dar ne adresăm și unei categorii uh, mai, puțin, uh, mai puțin pregătite, cei care vin în special din mediul rural și care nu nu au condiții dintre cele mai bune de a se pregăti pe perioada cel, uh, școlii gimnaziale și le oferim uh, această posibilitate de a, de a, face învățământul profesional, de a obține o calificare și am omis să vă spun calificările de la, de la clasa a noua profesional. O, sunt niște calificări pe care ni le-a cerut operatorul economic din zonă, Speță Petrom deci noi am venit în întâmpinarea dânșilor. Observând că uh, au personalul deci angajații dânșilor sunt în prag de pensionare, ne-au solicitat să calificăm uh, tineri profesioniști în domeniul uh, în domeniul, uh, petrolier și al gazelor naturale pentru a putea să îi se angajeze pe viitor și astfel avem uh, o clasă mixtă cu 15 locuri operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor și 15 locuri la operator sonde să știți că este, în special la învățământul profesional, sunt, sunt foarte mulți elevi din localități destul de îndepărtate de Țicleni, care vin tocmai având în vedere avantajele și facilitățile acestei asta școli vrea, profesionale. Asta vreau să vă și întreb, pentru că ați spus că și sunt să... undeva la 70 de absolvenți anul acesta la clasa 8 -a, da. iar locurile oferite doar pentru absolvenții de clasa 8 -a sunt cam duble. Dublu, da. da. Deci automat așteptați și din, din zona limitrofă și aveți... E, ce, ce facilități le oferiți acestor celor care vin din afara Principala facilitate pe care am oferit-o în ultimii patru ani de zile și sperăm să, să o oferim în continuare și anul școlar viitor a fost transportul total gratuit al elevilor din, pe cinci rute Printr-un contract de sponsorizare cu agentul economic, care și-a încheiat operațiunile acum în zonă, dar urmează să fie preluate aceste operațiuni de către un alt agent economic, cu care sperăm să colaborăm la fel de bine cum am colaborat cu, cu cei de la Petrofac. Ne-au ne sponsorizat an de an, în ultimii patru ani de zile, transportul de la școală și către școală a tuturor elevilor navetiști din orașul Țicleni din localități precum Bâlteni, Dănești, Cărbunești, Aninoasa, chiar Plopșorul, ne-am extins până la, 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 la zona limitrofa comunii Plopșorul, pentru a reuși să, să îi aducem și să îi atragem pe elevii din aceste zone și să le facilităm accesul la, la învățământul din unitatea noastră, în special pentru cei de la profesional. Vă spuneam, dar acum... La, la acest învățământ profesional, la profilul pe care îl avem în domeniul mine, petrol și gaze. Ne, suntem singurii care oferim o astfel de calificare în domeniul petrolului și gazelor naturale din județ și vă pot spune că mai sunt doar 5 uh, unități de învățământ din țară care mai școlarizează în domeniul. Uh, Extracției gazelor și petrolului și țițeiului. Și trebuie să spunem că această industrie nu va dispărea în România, deci și e de 100 și ceva de ani și va rămâne, chiar și dacă. Chiar dacă prețul barilului a scăzut, da. să știți că perspective sunt cei de la OMV, ce până anul trecut au înființat școala petroliștilor, au selectat deja. Uh, trei clase din țară pe care le, le finanțează cu bursă, le oferă 500 de lei pe lună elevilor timp de 3 ani de zile și posibilitatea de a se angaja pe bază de contract. Sperăm din tot sufletul să putem să le oferim acest contract și noi din toamna elevilor. Suntem în tratative cu cei de la Petrom mv Așteptăm data de 1 iunie când dânsii vor preda activitățile, operațiunile de extracție din zonă către un alt operator. Și sperăm uh, să, să continuăm această tradiție în zona uh, industriei petrolului și gazelor naturale. Noi vă urăm succes să faceți și acest lucru cu promisiunea că vom continua discuția aceasta pentru că mai sunt multe lucruri care se întâmplă la țicleni, în care trebuie să le afle și telespectatorii. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Cu siguranță și vă așteptăm când aveți drum prin Țiclen să poposiți și la noi, să vedeți la fața locului care este situația de facto a învățământului din Țiclen la ora actuală. În perioada următoare cu siguranță vom ajunge și acolo. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. A fost cu noi domnul profesor Mihai Istrate, directorul Liceului Tehnologic Țiclăni. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere.